Bună ziua! Avem alături de noi conducerea societății TRW Roman, care ne-a sponsorizat cu 10 paturi electrice moderne, 10 noptiere pentru compartimentul de îngrijiri paliative. Dorim să le mulțumim pe această cale societății și să le dăm cuvântul. Mulțumim și noi că ne-ați invitat. Suntem bucuroși să fim aici. Avem deosebită plăcere să fim aici împreună cu dumneavoastră. Suntem o companie care e foarte mult focusată pe investiții și ajutorarea comunității. Avem foarte multe proiecte în sensul ăsta. Acesta este unul dintre ele. Suntem o companie care a început în 2013 cu o mână de oameni, iar acum suntem în jur de 2000 de colegi. Suntem în plină dezvoltare. Avem în lucru o nouă hală de producție de 6000 de metri pătrați, iar anul viitor vom avea alături de noi încă 500 de colegi. Aceasta fiind spus, suntem foarte interesați să oferim și noi ajutor pentru această secție de îngrijiri paliative, ținând cont că și angajații noștri vor beneficia de această secție împreună cu familiile, cu prietenii. Este foarte important pentru noi. Am înțeles că și pe viitor veți fi alături de noi. Cu siguranță și pe viitor vom fi alături de dumneavoastră. Planul nostru este ca în fiecare an să contribuim, să facem câte un mic pas în această direcție. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doamnei dr. Borac, că dumneavoastră este cea care a fost intermediarul între spital și dumneavoastră și să mulțumim întregului colectiv de îngrijiri paliative care își, pentru implicare și tot ceea ce face pentru binele pacienților și a tuturor. Eu aș dori să mulțumesc companiei TRW pentru că s-a aliniat trendul european de îngrijire paliativă și a făcut posibilă implementarea acestui proiect în zona noastră, un proiect absolut necesar, astfel încât să putem asigura o continuitate a asistenței medicale până la final, acordată atât familiei, atât pacientului, cât și familiei și întreținătorilor pacienților noștri. Ne bucurăm că au înțeles viziunea europeană și ne bucurăm că ne asigură de sprijinul dumneavoastră în continuare. Înainte de a merge pe secție să vedem aceste paturi minunate, aș dori să profit de ocazie că suntem alături, sunteți și dumneavoastră, să o prezentăm pe doamna Andreea Trifan Laura, purtătorul de cuvânt al spitalului. O las pe dumneavoastră să se prezinte și apoi, dacă sunt întrebări. Bună ziua, sunt Trifan Andreea Laura, noul purtător de cuvânt, am 32 de ani, am terminat facultatea de jurnalism și științele comunicării. Ca și experiență în domeniul media, am colaborat cu cei de la TRM în timpul facultății și acum sper să colaborăm foarte frumos și o perioadă îndelungată cu dumneavoastră. Voi fi disponibilă pentru știri și informații ce țin de spital. Mă puteți suna la numărul de telefon pe care, dacă vreți, îl trimit în mail sau vă spun, 0753612990. Sper să colaborăm frumos și să scuzați emoțiile pentru început, ca și prima conferință. Da, ce vreau? În intervalul orar? De la 7:30 dimineața până la 3:30 sunt aici. Voi răspunde și la telefon, în cazul în care este vreun eveniment major, să-i spunem așa. Chiar și în weekend, dacă sunt informații
care afectează spitalul, nu pentru știri. Nu, nu, pentru ceva, apare ceva mai rău, așa foarte bine. Excepțional, da, în weekend vine și dumneavoastră, vin și eu, nu este nicio problemă. Aveți un birou unde să vă găsim? Chiar vă rog, al doilea birou pe dreapta, în cazul în care, da, de câte ori veniți în spital și aveți nevoie de orice informație, ori mă sunați, ori vă aștept la birou să colaborăm, să mergem împreună eventual, unde aveți nevoie. Ce doresc eu este ca o perioadă de o lună și până când cunoaște și medicii, până când se încheagă o relație între dumneai și salariații spitalului, să existe înțelegere că nu poate da știrea în secunda 2. Cât timp? Adică, o lună? Zic că o lună este suficientă. Să vă notați în agenda, domnul. Da. Spuneți-ne, pentru firme, unde ar mai trebui acționat în sensul sponsorizărilor, dacă se oferă cineva? Unde ați mai avea nevoie? În ce secții și ce utilaje medicale sau instrumentar? Da, chiar zilele trecute am primit telefon de la firma Decathlon, unde am făcut o cerere de sponsorizare și am primit răspunsul Consiliului de Administrație a societății Decathlon. Ne vor sponsoriza cu 10.000 de euro pentru neonatologie, un incubator cu pereți dubli și o lampă de fototerapie. Urmează să trimitem informațiile pe mail și în viitorul apropiat chiar și dumnealor o să vină la Roman să vadă exact și aparatele care au fost achiziționate, care vor fi achiziționate, încă n-am primit banii. Și tot la fel o să facem public împreună cu dumneavoastră. Deci, în principiu, sume, dacă ar veni să sponsorizeze, ar dumneavoastră le canalizați în nevoie. Da. Noi am avut legat de această activitate, de acest demers, să zic mai mult media, de atragere de fonduri. La întâlnirea de la primărie cu oamenii de afaceri din Roman, chiar am făcut un apel. O să încercăm din nou să sensibilizăm ceea ce înseamnă mediul de afaceri din Roman și din zona Roman, care beneficiază de serviciile noastre medicale, să fie în continuare alături de noi. Vom posta și pe pagina de Facebook, care a luat ființă de curând a spitalului, oficial a spitalului, și o să aveți și dumneavoastră cunoștință de ea, și atunci o să vă rugăm foarte mult ca și dumneavoastră pe canalele pe care dispuneți să postați acest sau un mesaj pentru noi de sprijinire, atât ce înseamnă contribuția cu 2% din veniturile angajaților, din impozitul pe venitul angajaților, cât și 20% din impozitul pe profit al întreprinderilor, care îl pot direcționa către o asociație non-profit. Încă o dată spun, noi avem parteneriat cu Asociația Roman 2000, Asociația Primăriei, cu care suntem parteneri în acest demers al nostru de a dota Spitalul de Urgență din Roman, și completez faptul că cam toate secțiile spitalului au nevoie de dotare, de aparatură și nu numai, și chiar de mobilier nou, care să corespundă din punct de vedere al cerințelor ANMCS, care știți că sunt destul de drastice. Vedeți că un prim pas l-am făcut cu secția paliație și pe acest și vreau să mulțumesc și eu conducerii domnului director al TRW Roman și doamnei doctor, care s-a implicat și este inimoasă alături de colectivul deosebit de la această secție. Am văzut că s-au mai făcut sponsorizări la secția noastră. Aveți o atracție așa pentru cei care doresc să sprijine. Care sunt prioritățile dumneavoastră ca imagine pentru spital, în afară de faptul că stați la birou și ne primiți să vă întrebăm sau vă dăm telefon? Altă activitate, mă gândesc la pagina de internet, la pagina de Facebook. Ce priorități aveți noastră? Tocmai ce spunea și domnul director, pe o nouă pagină de Facebook, unde voi actualiza foarte multe informații. Încerc pe cât posibil, dacă nu în fiecare zi, dar la 2-3 zile să aduc câte o informație despre spital. Încercăm și să îmbunătățim și site-ul, la fel, să-l actualizăm și să păstrăm legătura. Când încercăm pe cât posibil la 2-3 săptămâni, dacă nu și mai devreme, să ne întâlnim și să vă ofer informații noi.
sau pe lângă, deci are și alte atribuții, atribuții ce țin de secretariatul Consiliului de Etică, atribuții și responsabilități privitoare la managementul calității, la controlul intermenegerial, raportările care se fac la primărie în ceea ce privește implementarea strategiei de anticorupție, deci nu este doar în relația cu presa, are și alte atribuții. Ridicăm capul în poziție ședătă, pacientul suntem la nivelul care îl dorim. Patul este prevăzut și cu static pe care îl putem monta la fiecare capăt, este mobil. Avem și pentru picioare. Este foarte, din punctul de vedere, paturile sunt foarte, foarte funcționale. Și pentru pacient, extraordinar. Uitați, avem și pentru partea de picioare și pentru partea de pacient. Și se ridică. Acum ridicăm. Uitați. Putem ridica la un nivel la care putem pune pacientul pe o targă sau putem transporta. Asta este nivelul maxim. Și cu o cătare coborăm la fel. Un lucru, un plus foarte mare, gratis, care ne ajută să nu ne ridicăm. Tocmai cu pacienții să nu aibă pice din pate. Saltele. Saltele sunt prevăzute. Avem salta antescară? Da. Deci astea sunt saltelele care dată au venit spatele. Da, sunt foarte relaxe, sunt foarte bune. Pacienții cred că sunt... Acesta este satelul antiescară. La pacienții imobilizați, la pat internă, nu? Da, da. Da, la complicațiile de COVID. Și noptierele. Care noptierele și spatele. Pat mai tot așa aici. Avem... Pentru a servi masa, pacientul la pat, sertarul, unde își poate pune pacientul de lucrurile de utilizare personală, iar în interior avem și spațiu pentru o sticlă de apă, lucrurile necesare, nu ceva pune pacientul. Și avem, așa, poate fi îngrămit la pat. Îl ridicăm în șezut, din telecomandă și putem hrăni. Putem hrăni. Rămân puțin mai ajutat. Ajutat, el poate fi îngrădit. Asta este poziția care poate servi masa la pat. Nu simți niciun lucru.